Vă salut, dragii mei și dragile mele! Vreau să mulțumesc tuturor care s-au implicat în maratonul frumuseții înainte de 8 martie. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, abonați-vă, activați clopoțelul, dați like, scrieți comentarii și sugestii. Maraton de 4 zile, unde pentru prima zi am curățit tenul, a doua zi l-am hidratat, l-am hrănit, l-am regenerat. A treia zi am făcut o procedură de lifting și astăzi vom face finish procedura în ziua cu pricina. O procedură de împrospețime. Dacă vă doriți ca aceste proceduri să vă ajute și la alte festivități, cu mare drag, aplicați-le în practică. Pentru procedura de împrospătare avem nevoie de coniac sau puteți lua suică, vodka, o lingură de masă. Am luat o lingură foarte frumușică, căci urmează o lingură de apă filtrată. Vedeți, aici este filtru din turmalină. O lingură de apă. Și o linguriță de ceai de miere bio. Și amestecăm bine, bine, bine acest amestec. Amestecăm până se dizolvă mierea. Noi cunoaștem că alcoolul este folosit în cosmetica naturistică, în cosmetica la domiciliu și are rol de emulgator. Transportă substanțele active în piele, stimulează circulația sângelui și ne împrospătează tenul. Acest amestec îl puteți aplica în formă de compres, în formă de măsculiță, îl țineți 2-3 minute și apoi îl înlăturați cu un prosop muiat în plante medicinale. După ce ați înlăturat măsculița, aplicați o cremă hidratantă și un machiaj leger. Care au fost în maraton, scriți în comentarii ce rezultate ați avut, ce efecte ați avut. Împărțiți-vă cu noi! Maratonul a finisat, este a patra zi. Pentru cei care nu cunosc ce am făcut noi în aceste 4 zile, vă atașez toate filmulețele în descriere. Și vă felicit cu sărbătoarea aceasta frumoasă a femeilor, a mamelor, a surorilor, a iubitelor. Să fiți sănătoase, puternice, gingașe, să fiți umane, să dăruiți. Femeia frumoasă, femeia divină, femeia înțeleaptă, ea dăruie și se umplă apoi de bucurie, de fericire și de împlinire. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandul, medic cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere!